Înseamnă că tu ai fost fals și tu. Chiar ai fost fals, adică dacă te-ai dat așa, ca ce-ai făcut alea? Nu mai pot, ești așa, ești frumos, ești... Și de fapt n-ai simțit lucrurile astea sau... Ok, dar poate... Care e la ideea? Poate vrea și eu am simțit o distanțare așa acum, de exemplu. Nu, n-am mai fost ca prima dată, știi? Chestia aia așa... Poate și ea vrea să cunoască. Păi, da, poate dar de vrea ce... să mă cunoască pe mine. Bine, sau pe Sorin. Doamne, trește că mă deranjează, dar de ce n-ai zis? Dar poate a vrut prim... așa, bă, așa, da, poate, așa poate aveam și eu timp, scuză-mă, să cunosc și eu alte fete. Păi, dar timpul ți l-ai ales tu. Eu mi-am ales timpul și am stat cu mai multe persoane. Că sunt fete pe care, vreau să le mai întâlnesc și eu. Păi... poate vreau și să o cunosc pe Ștefania, pe Iolanda, păi și... sau pe Gemene, păi și... sau pe Corina, păi sau ce... pe... Și ce te-a oprit când au fost aici în casă să nu stai de vorbă cu el? Uite, am stat și cu Ștefania, am stat și cu Bianca. Că poate așa ce te-ai reținut să nu faci chestia asta? Păi am zis că, tocmai v-am zis că nu schimb lucrurile de ieri până astăzi. V-am zis ieri că... nu e vorba de schimbare. Nu, ascultă-mă. V-am zis ieri că am considerat că am lucruri mai multe în comun cu ea, așa am crezut. Ori ea s-a mulat pe mine, înțelegi? Am văzut pe mine și așa și s-a mulat pe ce sunt eu. Și că de fapt se pare că... nu, nu înțeleg, adică chiar nu înțeleg, mă jur, nu înțeleg, adică ieri erai, ai venit pe aici, acolo la masă și acum abia am simțit și așa, eu am zis hai să facem micul dejun împreună, ea n-a vrut să facem mic dejun, afară la, mi-a plăcut, adică am stat de vorbă și așa, prima dată, de aici că am pornit totul, știi, de când ne-am dat să facem micul dejun, eu am crezut că ea nu e foame sau așa, dar bă, de ea era atentă pe aici, adică dacă tu ai fi vrut să vii chiar pentru mine, mă luai și mă scuteai afară, știi? Scuze-mă, e dat. Ce? I-ai dat acadeaua? Nu, că e în... Vezi tocmai de asta, că dacă eu o dădeai, altfel era. Ce dau ție să-i dai lui Iolanda? Eu i-am dat destule deja. Ce e? Cum? Ce e? Gesturi. Scrisorică? Șosete? Șosete? Eu da. Gândeam să respeța, că avea două perechi. Una pentru el și una pentru Iolanda. Și a venit pata, hop, ia. Fetilor. Ah, zi, yeah. Fată. Nu avem o problemă, nu? Mm. Tu din partea mea, că nu. Eu ți-am zis. Da, mi-e place. Ce-am avut, ți-am zis, nu. Eu zic că mi-e place să îmi zice fată. Noi trebuie să stăm bine. Da, sincer. Tu trebuie să faci cu Mihai. Vezi, bine că ați vorbit. Da, deci eu n-am treabă, Doamne, eu bine, mă bucur că sunteți voi bine. Tu, cum? Eu mă bucur, mi-e plac oamenii care îmi zic în față. Tu, Iolanda, da, mie mi se părut că ai făcut aia grijință. Dar mi-e părut cel mai ok. Da. Și cel mai normal, sincer. Fiecare are dreptul să zici, știi? Da. Cu alta, tot cine vrea apă? De fără. Puteți să ne înțelegeți și să nu avem păreri asemănătoare. Și să nu avem păreri bune unde despre alte. Exact. Ce mai e sigur, Moradu? Nu mai e sigur de... Da, mă jur. Nu mai e sigur, serios. Mă jur la televizor, că e aiurea, dar vreau să mă duc cel mai serios. Acum m-am pus lângă ea pe canapea, m-a deranjat faza pe care a făcut-o că n-a vrut să pună lângă mine din prima, știi? Da. Adică eu m-am pus acolo, i-am zis... N-a avut nicio, îți dai seama să facă, să te super tu. Bro, stai puțin. Chestia, poate a vrut să te testeze dacă te duci după ea. Bă, știi care e faza? Gândește că atunci când tu ai stat acolo și ea stătea pe scaunul ăla, gândește că a venit cu zâmbetul pe buze la tine. Hai că vi l-am dat pe bro. Atenție că vorbește, când a dat-o cu bro înseamnă că e... la feeling. Trebuie să simți mesajul. Da, serios. Nu da. Poți să te superi pe asta, serios acum, n-ai cum. Am zis și eu, poate vrea n-ai să se joace cu tine, să vadă care-i treaba. Da, men, exact. Vreau să vadă dacă vine de la tine ceva, dacă te superi, dacă... Să vadă pe cine ai mai pus ochii, după ce te așezi, după chestii, trebuie să știi. Sau poate... Da, să zic, că poate ea vrea să vadă pe cine te așezi. Măritate din interes, sud-est, România, undeva în Balcani? Nu cred. Cu toată ființa Cristia, chestia asta, dar... N-ai la ce dai decât la 3. Aș vrea clarificată. Nu. Chiar vreau clarificată situația. Și cum dai la 6 de la... Adică să știu dacă aș vrea o discuție cu ea, altă discuție, dar pe asta acum, că m-a deranjat. Și să știu, bă, frate, vrei să-ți faci o relație cu mine? Consideri că am fi potriviți să ne facem o relație? Sau vrei să, nu știu, să îți vezi... Adică să mă las să cunosc și alte fete, că uite, poate mai sunt fete dornice care vor să mă... Pe asta zic, și ele poate nu și-au exprimat opinia că au văzut că tu deja te-ai... Da, i-am observat că vezi mai toate s-au fugit și restul ele se axează pe voi șase. Da. Nu se axează nicio fată pe mine în cauza asta, știi? Greu, bă, să fii băiat. Bă, mi-e cald, mă. Ce? E cald. Zic, Cătălin, cu cine îți place? Fii sincer. Îți place ce? Dacă îți place de cineva care te-a atașat în casă. Dar nu mă atașez așa. Nu te așa, da, știu și nu să te așez. Să încep să cunoști. Păi da, am discutat asta cu 3, 2,
Două fete? Nu, trei. Două, mă rog, cum așa, dacă era așa trei. Două. Am discutat cu două fete, care n-am apucat să vorbesc. Unde am acolo? Hai să... Ne ieși în casă iubirii. Băieții! Hai! Am lăsat, am lăsat, am plecat. Bine! Pa! Hai, da, paftă. Ieșim. Vă pupăm! Mergi să casă. Adică, în proporții destul de mari. Încerc, zic în proporții de 80% părerea mea, nu. Asta era ultima banană? Nu mai avem, nu? Nu mai sunt. Vreți să recapitulăm? Că nu mai știu ce au zis băieții. Nu? Dar vreau să mă uit ce-am scris eu, ce-am zis eu. La mine a fost și ce consider că e cel mai important într-o relație. Așa că am zis, iubirea, tu ai avut întrebarea mea, Iolanda. Ei, serios? Pentru cine a fost adresată, dar pentru toți? Vom speram să-i pice lui Robert. Ah. Ce-ai întrebat? Că mai... Ascultă cele... Ce consider că e cel mai important în relație? Acu' au fost întrebările tale, oare? Cea doua a fost... Nu, crezi în relațiile poliamoroase. Întrebările lucrurile nu erau tale despre asta. Da? Și asta e grație pentru Radu. Tu ești de acord cu... La băieți! Dar urâți cu tine. Vetelor mie, chiar eu... Speram la băieți. Ai înțeles greu? Nu neapărat la unul. Da, da. Am zis Robert pentru că... Da, stați o secundă, luați o pauză. De ce te-ai ascuns de Radu? Cine vă să facă gelos un pic? Dar el nu se roagă de nimeni. Nu se roagă de nimeni. Da, ai văzut că el nu se roagă de nimeni. Eu mi se pare că asta e urât a fost. Cine? Că a venit Radu... Nu, nu, gen că, a, dacă nu vii lângă mine, hai că oprim pe asta brațul. Așa, și acum s-o... la glumă, n-a zis ceva serios. Poate să-mi caterie încă. Da. Da, da. Da, tot poate acum să începe de reacție, dacă e gelos, dacă nu e gelosă. Tu, Corina, mă, gen, nu, dacă fac un nimic. Nu, 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 laptele, te rog să-mi pun un pic de lăptic. Deci, adică drăguț, sunt achinare. Nu mai da! Nu mai da! Lasă așa, Kinga. Dragilor, astăzi este ziua cinelor. Aștepți cina cu Robert sau cina cu Sorin? În prima fază am crezut că Robert este preferatul. Bianca, ai vrea să schimbi partenerul pe care l-ai ales pentru această cină? Nu, nu aș vrea. Robert, vreau să te întreb astăzi dacă îți păstrezi decizia. Vreau să merg la cină cu altcineva. Bianca a avut șansa să se răzgândească, dar ea vrea să alerge după doi iepuri.